Bun găsit, stimați spectatori, la o nouă ediție a emisiunii Juridic Cafe. Astăzi vom discuta despre divorț și alternative mai rapide de soluționare a acestuia. Despre aceste aspecte ne va vorbi invitata mea de astăzi, doamna Cătălina Bulai, avocat în Baroul Brașov. Doamna avocat, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Doamna avocat, din câte știm, divorțul este mereu o temă de actualitate. V-aș ruga să ne spuneți pentru început care este cel mai simplu mod de a divorța? Cel mai simplu mod de a divorța ar fi divorțul la notar. Părțile se pot prezenta în persoană, la notar sau la ofițerul de stare civilă. Acolo părțile semnează împreună cererea de divorț, urmând ca după 30 de zile, o perioadă de gândire, aș putea spune, de reflecție, dacă stăruie în această cerere, după 30 de zile se prezintă la notar sau la ofițerul de stare civilă, cum am precizat, pentru procedura ce va urma. Însă, la notar sau la ofițerul de stare civilă se prezintă părțile care doresc un divorț care este de comun acord. Adică ei se înțeleg cu privire la toate aspectele. Cu privire la numele ce îl va purta soția după desfacerea căsătoriei, dacă au copii minori, cu privire la pensia de întreținere, cine o va acorda dintre părți, unde va fi stabilit domiciliul minorului, ce este de reținut cu privire la divorțul de la notar, părțile trebuie să aibă custodie comună asupra minorilor. În aceste condiții, părțile pot să divorțeze. Este de reținut faptul că cei doi trebuie să prezinte ambii la notar. Există o excepție de la această regulă, ca mai la toate articolele, în care părțile prin mandatar, prin procură autentică, pot să depună această cerere. Doamna avocat, o altă formă de desfacere a căsătoriei ar fi cea pe cale amiabilă. Ce trebuie să conțină o astfel de cerere? Divorțul pe cale amiabilă sau divorțul prin acordul părților este la fel. O cerere care va fi formulată de către ambele părți. Ambele părți se înțeleg cu privire la toate aspectele juridice. La fel ca și la notar, părțile se înțeleg cu privire la stabilirea locuinței minorului, dacă există minori, cu privire la numele dobândit din căsătorie, dacă îl va păstra soția sau dacă nu. Deci sunt aspecte care sunt bine punctate. Și ce acte sunt necesare? Actele necesare. Pe lângă cererea de chemare în judecată, care știm ce, adică cred că cam tot cetățeanul a formulat la un moment dat o cerere de chemare în judecată, prin care acolo domiciliu trebuie să-l trecem, CNP-ul, dacă este reprezentat sau nu în fața instanței de judecată, la cererea de divorț, pe lângă actele necesare cererii de chemare în judecată, mai sunt necesare următoarele: copie după certificatul de căsătorie, copie după certificatul de naștere al minorilor, dacă există, bineînțeles, copiii minori rezultați din căsătorie. Și unde se depune cererea? Cum am spus, cererea, dacă părțile înțeleg să-și desfacă căsătoria la notar, se va depune la notar sau la ofițerul de stare civilă.
Dacă nu se înțeleg cu privire la toate aspectele sau doresc un divorț judiciar în fața instanței de judecată, la judecătoria din raza unde se află părțile sau unde au avut ultimul domiciliu comun. Doamna avocat, ce costuri implică un proces de divorț pe cale amiabilă? Asta depinde. Pe cale amiabilă, dacă părțile divorțează prin acord sau pe cale amiabilă, taxa judiciară care se va atașa cererii de chemare în judecată sau a cererii de divorț este de 200 de lei. Această taxă se va atașa la cererea de divorț. Acum urmează să decidă părțile dacă consideră că au nevoie de un avocat, atunci există onorariu pe care fiecare avocat îl va negocia în funcție de complexitatea cauzei. Dacă hotărăsc părțile să divorțeze la notar, atunci taxa notarială diferă de la un birou notarial la altul. Suma, am înțeles că pornește de undeva de la 500 de lei plus TVA. Și în cât timp se soluționează o cerere pe cale amiabilă? O cerere pe cale amiabilă se soluționează la un prim termen de judecată. Instanța. Dacă... Care este procedura? Instanța primește cererea de comun acord. La primul termen de judecată, când este fixat, întreabă părțile dacă stăruie în desfacerea căsătoriei, dacă s-au înțeles cu privire la aspectele, la cererile accesorii referitoare la tutela copiilor, la pensia de întreținere și toate celelalte care le-am și menționat anterior, atunci la un termen de judecată se soluționează această cerere de divorț. Se dă o hotărâre prin care se desface căsătoria. Așadar, doamna avocat, ce se poate obține la finalul acestui proces? La finalul acestui proces se va da o hotărâre fără a se motiva culpa vreunuia dintre părți. Adică, să spunem așa, părțile nu își spală rufele în public, în fața instanței de judecată. Nimeni nu dorește motivare, nimeni nu vrea să scoată pe cineva țap ispășitor din acea căsnicie. Doamna avocat, conform noului cod civil, al legii notarilor și activităților notariale, după cum ați spus, cuplurile care decid să încheie o căsnicie pe cale amiabilă pot alege varianta divorțului la notar. Întrebarea ar fi, există și cazuri de respingere? Există și cazuri de respingere. Chiar dacă părțile doresc să divorțeze, probabil se înțeleg doar cu privire la acest aspect, la desfacerea căsătoriei. Însă, dacă nu se înțeleg cu privire la stabilirea locuinței minorului, cu privire la plata pensiei de întreținere, atunci notarul sau ofițerul de stare civilă dă o hotărâre de respingere. Și sunt sfătuite să meargă mai departe în instanță, să formuleze o cerere de divorț în instanță. În acest context, doamna avocat, divorț și partaj la notar se pot face deodată? La fel, dacă părțile se înțeleg cu privire la toate aspectele, atunci acel partaj poate fi făcut la notar și nu mai este așa costisitor. Doamna avocat, o întrebare. Cât de complicat este un divorț în România? Depinde cât îl complică părțile. Să vă dau un exemplu. Am avut un divorț care am crezut că la un termen va fi soluționat. Divorț simplu, fără copii minori, nu au solicitat partaj, deci la un termen de judecată aș fi crezut că o să se soluționeze. Însă, pârâtul, eu am fost angajată de către reclamantă,
Pârâtul se afla în Anglia, deși din informații am aflat că știa de existența cererii de divorț introdusă de către reclamantă, a fost citat prin mail, a fost contactat telefonic, niciodată n-a vrut să răspundă. Din acest motiv, un divorț care ar fi trebuit să-l soluționăm la un singur termen a fost pe rolul instanțelor 12 luni, deci un an de zile, care nu m-aș fi așteptat. Adică părțile cum îl complică, așa e și durata divorțului. Da, în acel divorț a trebuit instanța să dispună emiterea adresei către barou și să desemneze un curator. În acest tot aici v-aș întreba, doamna avocat, cât de costisitor poate fi un divorț în România, cu sau fără partaj? Un divorț fără partaj este mult mai ieftin, cum v-am și spus. Adică există posibilitatea ca părțile să nu angajeze un avocat. Dacă divorțul este simplu, dacă se înțeleg cu privire la toate aspectele juridice, sunt părți care vin singuri în fața instanței de judecată. Atunci, ei vor plăti doar acea taxă judiciară. Deci, 200 de lei, cred că își permite fiecare cetățean să plătească această taxă. Însă, în momentul când vorbim de partaj, costurile sunt altele. Deci, chiar este costisitor un partaj. Depinde de bunurile pe care le împărțim. Depinde dacă ne înțelegem sau nu. Și atunci, de multe ori, părțile doresc să fie introdusă cererea de divorț alături de partaj. Să fie și cererea de partaj. Majoritatea instanțelor de judecată disjung această cerere de divorț de cererea de partaj, tocmai pentru că partajul este de lungă durată și foarte costisitor. Aici vorbim despre expertize care se vor dispune în cauză. Vorbim despre taxe judiciare în funcție de valoarea bunului, că se emite un certificat fiscal cu valoarea bunurilor. Și atunci, din acest motiv, instanțele preferă să disjungă această cerere de divorț de cererea de partaj. Tot aici v-aș întreba, doamna avocat, ce se poate face dacă unul dintre soți nu își permite costurile divorțului? Dacă unul dintre soți nu își permite, de multe ori nici nu se prezintă în instanță, pentru că dacă este legal citat, deci reclamantul plătește taxa judiciară, plătește serviciile unui avocat și atunci acțiunea își urmează cursul. Nu este absolut necesar ca părâtul să plătească ceva la rândul său. Deci, divorțul își urmează cursul după acțiunea reclamantului sau a reclamantei. Doamna avocat, la ce amănunte trebuie să fim atenți atunci când intentăm un divorț? Depinde, cum am și menționat, depinde dacă avem copii minori, depinde dacă formulăm și acțiunea de partaj alături de acțiunea de divorț, trebuie să fim atenți să fim atenți la detaliile juridice, pentru că omul nu înțelege multe lucruri și semnează acte care ulterior nu îi sunt favorabile. Ce se întâmplă, doamna neavocat, dacă unul dintre soți nu vrea să divorțeze? Bănuiesc că ați întâlnit sau ați avut asemenea cazuri. Am avut foarte multe cazuri în care venea foarte speriată ori reclamanta, ori partea cealaltă, era reclamant soțul și spunea că mi s-a zis că o să mă țină pe rolul instanței 10 ani. Nu e chiar așa. Adică chiar dacă partea nu vrea să divorțeze din motive temeinice, după administrarea unui probatoriu, în această cauză, de exemplu, se poate dispune un interogatoriu luat părților, audierea unui martor,
care dovedește faptul că acea căsătorie nu mai poate continua. Păi, ne apare întrebarea, doamna avocat, dacă angajezi un avocat, nu se transformă procesul într-o bătălie? Nu. Deci, să vedem lucrurile bune când angajăm un avocat. Toată lumea crede că avocatul este pe un câmp de luptă. Nu este chiar așa. Tot timpul avocatul încearcă să sfătuiască partea, să ajungă la un acord amiabil, să facem totul pe calea amiabilă. Pentru că nimeni nu-și dorește un proces de ani de zile. Doamna avocat, atunci când se pune problema încredințării, în ce condiții poate instanța hotărâ să acorde copilul tatălui și nu mamei? Șansele sunt egale. Potrivit codului civil, șansele sunt egale de atribuire a tutelei copilului mamei sau tatălui. Însă, practica din România tinde să încredințeze minorul mamei. Astea au fost cazurile prin care au fost soluționate cererile în care am fost angajată. Însă, de multe ori, credem noi că interesul tatălui e chiar mai mare decât al mamei în acea relație copil-părinte. Însă, asta este practica de la noi. Și aici v-aș întreba, doamna avocat, ce drepturi are părintele care deține tutela? Există autoritate părintească în comun și autoritate părintească exclusivă. Aceea exclusivă se obține mai greu. Trebuie să dovedească partea prin probatoriu administrat unele aspecte de ce ar trebui să-i fie încredințat minorul exclusiv. În momentul în care i-ar fi încredințat exclusiv, părintele care are autoritatea părintească exclusivă nu mai are nevoie de semnăturile celuilalt părinte. Adică dacă vor călători în străinătate cum unii își doresc, nu se mai roagă de celălalt părinte să vină să-i dea o procură prin care poate să părăsească teritoriul țării. În acest context, doamna avocat, v-aș întreba dacă dreptul de vizitare poate să împiedice părintele care deține tutela să se stabilească în străinătate, de exemplu. Nu împiedică acest lucru, pentru că dreptul de vizitare se menține în continuare. Și mai mult de atât, aceste cereri care sunt la instanța de tutelă introduse, se pot în timp introduce din nou. Adică chiar dacă a avut un program de vizitare redus, având în vedere vârsta minorului, dacă e la o vârstă fragedă, îi se dă un program mai scurt. În timp, mai mult de atât, minorul la 10 ani poate fi ascultat și atunci instanța ține cont de interesul superior al minorului când ia această decizie. Deci copilul în fața instanței spune ce își dorește, unde să stea și cu cine și-ar dori să stea. În acest context, doamna avocat, în cazul în care o româncă este căsătorită cu un străin, poate reveni în țară cu copilul în ciuda opoziției tatălui? Aici vorbim iar de ce custodie are. Depinde pe teritoriul cărui stat s-a desfăcut căsătoria și... Bineînțeles că și în alte state are nevoie de o procură pentru a părăsi acel stat. Depinde unde a fost stabilit domiciliul minorului. Tot aici v-aș întreba, doamna avocat, ce recomandări aveți pentru părinții care se află într-un proces de separare? Tot timpul mi-am sfătuit în procesul de divorț, având copii minori la mijloc, mi-am sfătuit clienții, adică mamă, tatăl care au venit la mine, să fie foarte atenți la minori, pentru că ei vor rămâne cu traume.
Părinții uneori sunt egoiști. Fiecare vrea să ia copilul, fiecare vrea să lupte pentru tutela copilului, însă niciodată nu ne gândim ce își dorește copilul, care este binele copilului. Și atunci îi sfătuiesc, înainte de a se gândi la ei, să gândească la copiii lor, care pe în viitor cred că vor avea unele urmări, desfacerea căsătoriei lor. Tot aici v-aș întreba, doamna avocată, se simt copiii vinovați pentru divorțul părinților? Nu am întâlnit astfel de minori care să-mi zică așa ceva. Ce știu? Se efectuează însă o anchetă socială în care copilul își spune punctul de vedere. Dacă cumva se crede vinovat de desfacere căsătorie, dacă dorește să stea cu mama, de ce? Dacă dorește să stea cu tatăl, de ce? Din punct de vedere al procedurii, doamna avocat, față de legislațiile altor state, divorțul este mult mai accesibil în România? Da, putem spune că da. Am avut clienți care au locuit pe teritoriul altor țări din Uniunea Europeană și au venit în România pentru că părțile pot să-și aleagă competența instanței. Și am înțeles că, de exemplu, am avut clienți în Italia care trebuiau să stea separați 5 ani până să poată să-și desfacă căsătoria. Doamna avocat, care ar fi cel mai greu moment într-un proces de divorț? Eu cred că momentele grele sunt de la început și până la sfârșit, în momentul în care introducem o acțiune de divorț. Au părți care au hotărât să se desfacă căsătoria prin acord. Vreau să zic că au venit de mână la instanța de judecată și au plecat la fel, plângând. Însă au divorțat, pentru că au zis că dacă în viitor se va putea face ceva, vor face. Însă la acel moment au hotărât să divorțeze. Așa că eu cred că divorțul este greu în orice moment, de la introducerea acțiunii și până la desfacerea ei. În acest context, doamna avocat, de ce credeți dumneavoastră că un cuplu ar avea nevoie de un avocat specializat în acest domeniu? Să zicem că cererea este destul de simplă la început. Pot întâmpina unele greutăți pe parcurs. Adică nu știm, pentru că... Adică e mai greu să se reprezinte singur. Da, este. Pentru că dacă vorbim și de un partaj alături a cererii de divorț, automat că părțile nu vor ști cum să-și reprezinte interesele la acel moment. Adică este clar că un specialist în drept îi va da sfaturile corect, cum ar trebui să-și împartă bunurile, care ar fi varianta mai puțin costisitoare și celelalte aspecte legate de... În încheiere, doamna avocat, aveți niște sfaturi? Niște recomandări? Aș zice, înainte de a divorța, trebuie să ne gândim bine, mai ales dacă avem și copii minori, chiar dacă sunt avocat. Tot timpul când un client a venit la mine, l-am sfătuit să gândească bine. Chiar i-am dat termen o lună, două luni de zile să meargă și dacă își dorește cu adevărat să divorțeze, poate să se întoarcă. Însă tot timpul i-am sfătuit să gândească bine pentru ei și pentru copiii lor rezultați din căsătorie. Din experiență, doamna avocat, ați avut o cauză care v-a marcat? Vreau să zic, la începutul intrării în profesie, am avut un caz de divorț. Cred că a fost printre primele 3-4, dacă mi-amintesc bine. A venit o doamnă care a dorit să divorțeze, pe parcurs a dorit să-și retragă cererea, s-a împăcat și după ani de zile
Adică suntem încă pe rolul instanței de judecată, s-a reîntors și mi-a zis că, sinceră să fiu, chiar dacă am sfătuit-o să vadă ce merge, ce nu merge și să ia decizia corectă, pentru moment i s-a părut atunci decizia corectă, însă a ajuns tot la divorț. Adică părțile, dacă ajung să depun acea cerere, la un moment sau altul vor face acest lucru. Doamna avocat, vă mulțumesc pentru prezență și sfaturile oferite. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Stimați spectatori, atât pentru astăzi. Vă invit și săptămâna viitoare, luni de la ora 21 la Gazeta Brașovului, să aveți o seară frumoasă, numai bine!